Muzeul Dunării de Jos și Asociația Muzeul Jucăriilor din București anunță o nouă expoziție temporară, colecții și colecționari, aflată la ediția a patra. După expoziția Joacăi de când lumea din 2018, care a conținut piese din colecțiile Asociației Muzeul Jucăriilor din București și implicit ale colecționarilor Cristian Dumitru și Mihai Dumitru, anul acesta o altă colecție este etalată la Muzeul din Călăraș, tema fiind școala de altă dată. Publicul poate să vadă manuale, uniforme rechizite și accesorii școlare, dar și oracole, jurnale, toate din perioada 1880-1980. Expoziția cuprinde și o colecție de globuri pământești.